priza și blocajul corect la o lovitură medie. Nu blocăm așa. Pentru faptul că ca să primesc o lovitură la nivelul coastei trebuie să am un antrenament specific. Una din blocaje e să lăs mâna și să prind piciorul. Partea laterală a brațului e mai puternică decât partea neantrenată a corpului. În momentul când văd că lovitura vine, dau drumul la braț, fac relic, iar cu mâna cealaltă apăr fața, pentru faptul că eu nu știu dacă el vrea să dea la nivelul coastelor sau la nivelul capului. De aceea protejez coastele și fața în același timp. De aici fac priză, întorc. Fixez picioarele. Nu uităm, suntem doi care îl secundăm și îl punem la nivelul pământului pentru a-l încătușa. Protejez coastele, apăr fața în doi. Fixăm, iar colegul mă ajută să-l încătușeze de brațe.